Astăzi este o zi specială pentru noi, ziua de 9 mai, atunci când sărbătorim împreună, încă o dată, ziua Europei. Această zi are o semnificație deosebită anul acesta, mai ales că pentru prima dată în istoria României, noi, ca și țară, suntem mandatată să prezidăm, rotativ, bineînțeles, Consiliul Uniunii Europene. Este o mare onoare pentru noi și aș vrea să subliniez faptul că acest mandat s-a dovedit unul de succes pentru faptul că dacă Austria, țara care a prezidat înainte de noi această președinție rotativă, a rezolvat 50 de dosare de negociere, România se poate lăuda în cadrul celorlalte țări cu 80 de dosare rezolvate de negociere. Este o mândrie pentru noi, pentru toți românii, pentru că am dovedit încă o dată performanță, că am dovedit încă o dată că suntem europeni, dar România este țara noastră pe care o iubim și pe care o respectăm. Mai mult de atât, cred că putem să ne mândrim că de acolo, de la cel mai înalt vârf al Uniunii Europene, noi, ca și țară, România și-a adus contribuția la progresul economic și politic în această construcție realizată și începută din 1950, așa cum a spus și domnul director, de Robert Schuman. Dragi elevi, vă felicit pentru tot ce ați realizat azi, pentru semnătatea pe care o dați acestei zile. Știu că sunteți o școală cu tradiție și cu drag vin în fiecare an alături de dumneavoastră. Mai mult de atât, vă felicit că ați inspirat și alte licee din județul Călăraș să preia, să spunem așa, această tradiție de a sărbători Ziua Europei. Și, domnule director, eu cred că a subliniat cel puțin istoric însemnătatea acestei zile și nu vreau să vă completez decât să reamintesc că, într-adevăr, astăzi, noi ca și români, sărbătorim și Ziua Independenței și dați-mi voie cu acordul dumneavoastră să acordăm un pios omagiu eroilor armatei, dar totodată împreună cu dumneavoastră să transmit un gând bun militarilor ce astăzi se află în misiuni. Dragi profesori, eu vreau să vă felicit pentru că, într-adevăr, datorită dumneavoastră, acest liceu este un liceu de elită și care oferă, într-adevăr, europeni adevărați pe mai departe. Felicitări tuturor pentru implicare, doar cine nu muncește nu poate să realizeze însemnătatea evenimentului, dar mai ales munca ce stă în spatele acestui eveniment. Felicitări tuturor și permiteți-mi să vă urez tuturor la mulți ani, dragi europeni! Mulțumesc pentru invitație și știți că de fiecare dată revin cu drag în rândul dumneavoastră. Într-adevăr, astăzi, 9 mai, are pentru noi loc cu o semnificație deosebită. Este pentru prima dată când sărbătorim această zi, o zi importantă pentru noi, pentru români, pentru că, de data aceasta, pentru prima oară în istoria României, noi asigurăm președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Mai mult de atât, vreau să vă urez succes în fiecare activitate pe care o aveți și să prețuiți ceea ce astăzi se întâmplă la noi în țară, astăzi când noi reprezentăm Europa, când noi suntem europeni, când facem parte din marea familie europeană. Bineînțeles că vreau să fiți încă o dată mândri, pentru că eu consider că cel mai important moment este acela că astăzi putem vorbi că România a contribuit de la vârful Europei la progresul construcției economice și politice ce a început în 1950, odată cu declarația lui Robert Schuman. Să fiți mândri că sunteți români, să iubiți România. Vreau să vă felicit pentru toate eforturile și știu că în spate există dragoste și există ambiție și există, bineînțeles, dorința ca fiecare eveniment din școala dumneavoastră să fie unul de succes. Eu consider că astăzi particip la un eveniment de succes. Vă felicit pe fiecare, eu am participat, știți foarte bine, și la târgul gastronomic pe care dumneavoastră l-ați organizat. Vreau să vă felicit în primul rând pentru faptul că voi nu aveți o specialitate în gastronomie în cadrul acestui liceu și știu că toate informațiile vi le-ați cules singuri, bineînțeles ajutați de către profesor, astfel încât la final să putem spune că fiecare țară a Uniunii Europene a fost cunoscută din punct de vedere gastronomic. Felicitări pentru toate evenimentele pe care le organizați și revin de fiecare dată cu mare drag și cu mare plăcere. La mulți ani, dragi europeni! Cu
ajutorul programului Startup Nation am reușit să creez tot mai multe produse și mai diversificate și să dau o personalitate fiecărei pernuțe și să creez un decor cât mai plăcut. Majoritatea produselor sunt achiziționate prin programul Startup Nation. Datorită programului Startup Nation am reușit să achiziționez toate utilajele necesare pentru crearea pernelor și altor decorațiuni pe care le mai fabricăm. Fără programul Startup Nation nu reușeam niciodată să-mi dezvolt afacerea așa de bine și să-mi duc visul mai departe. Niciodată nu m-am gândit să plec din România. Am creat o afacere de familie și anume am creat primul brand de cosmetice proaspete din România. Fondurile de la Startup Nation ne-au ajutat prin aportul de capital pe care ni l-au dat. Startup Nation ne-a ajutat să ducem afacerea noastră la următorul nivel. Pentru noi Startup Nation a însemnat un lucru foarte bun. Despre Startup Nation am aflat de pe internet. Lucrez în producție publicitară de 10 ani. Am lucrat pentru altcineva, m-am gândit că e momentul să aplic cumva ideile mele și concepția mea despre producția publicitară și Startup Nation a fost tot ce ne-a trebuit ca să începem. Am reușit cu acest program să obținem resursele de care aveam nevoie să achiziționăm aparatele pentru producție. Aici facem tot ce ține de producția publicitară. Facem tipar digital, cărți de vizită, pliante, flyere, personalizăm o gamă largă de obiecte promoționale, gravăm pe piele, pe metal, pe lemn, pe sticlă. Continuarea după proiectul ăsta, bineînțeles că e să ne extindem, să dezvoltăm și o platformă online. Mă numesc Vlad Cărăbaș, am 33 de ani, locuiesc în Cluj-Napoca și sunt arhitect. Am aplicat la programul Startup Nation în identificarea unei nevoi pe piață, unei nișe neacoperite, care a reușit să se materializeze prin accesarea programului Startup Nation. Cu finanțarea asta am cumpărat un CNC, un circular deformatizat. Programul ăsta poate fi un ajutor pentru cei care au un plan bine pus la punct, să-i ajute să-l ducă la sfârșit, nu pentru cei care vor să folosească banii ăștia pentru a crea un plan, pentru o modalitate de a cheltui acești bani. Încurajez și alții investitori, antreprenori să apeleze la acest tip de program.